Azi avem un invitat sau o invitată specială. Nu are încă nume, sperăm că o să-i puneți voi nume. Da. Domnișoara, a găsit-o de fapt, o prietenă, era să dea mașina peste ea. Doar pe lângă Comlășul Mic și am decis că îi căutăm familia, așa că poate ne ajutați voi cu treaba asta. Are în jur de 2 luni, încă are dantit. Stai să-ți arătăm dinții. Hai să-ți arătăm dantura. Încă are dințișori de lapte. Îi place foarte mult apa, am descoperit printr-o întâmplare. Iubește, nu știu, interacțiunile sociale, iubește oamenii și se înțelege foarte bine și cu alți câini. Momentan este la prietena mea, dar pentru că mai are alți 4 câini și este la capacitate maximă, ea nu mai poate să o mai păstreze, motiv pentru care își caută căsuță. E un pui tare simpatic. Hei, alo, dar ești la televizor, te rog frumos. Cred că e un pic puternic soarele. Să ne mutăm așa. Astăzi facem recomandările de lectură. În principiu am stabilit că o să fac o serie care să se numească Ce mai gândim, ce mai citim. Invers, ce mai citim, ce mai gândim. Legat de seria asta, aș vrea să o fac recurent, probabil o dată pe lună, recomandările lunare, ce mi-a plăcut să citesc. Era partea mea preferată, ca să spun așa, din jobul meu de librar la Cărturești, așa că am zis să duc un pic mai departe, poate să am și colegi, foști colegi care au recomandări pentru voi de lectură. Și ca să începem, vreau să împart acest episod în 3. O să am o recomandare de lectură pentru ficțiune, o recomandare pentru non-ficțiune și o recomandare de poezie. Și astăzi începem recomandarea de lectură cu Letitia Colombani, Fata care înălța smeie. Ce pot să spun eu despre această carte, altceva decât că m-a marcat teribil. Este o carte despre ambiție, este o carte despre putere feminină, este, cu toate că nu are tente feministe, sau hai să zic, are ușor o tentă feministă, dar în rest este o carte despre puterea de schimbare care vine din interior și o carte despre cât de importantă este educația. Ce am luat eu din cartea asta și cu ce am rămas din cartea asta este recunoștința. M-am simțit foarte recunoscătoare și am privit o perspectivă nouă asupra unui aspect pe care probabil până acum nu l-am prea băgat în seamă. Hei, vin aici, așa? Și anume accesul la educație. Și accesul la educație se face în țările în curs de dezvoltare și în țările dezvoltate destul de facil pentru majoritatea copiilor și tinerilor. Dar în țările mai puțin dezvoltate, respectiv India, că acolo se petrece acțiunea cărții, accesul la educație este defavorizat de o grămadă de aspecte, ca să spun așa. Odată cu fetele nu sunt încurajate să meargă la școală, sunt utilizate ca și bunuri casnice, că real a fost o plăcere și o durere să o citesc. Am descoperit autoarea care m-a, nu știu, m-a învăluit așa puțin în tehnica ei de a scrie și mi se pare că a scris niște lucruri foarte profunde într-un limbaj foarte simplu și foarte accesibil. E o carte foarte ușor digerabilă, adică se parcurge foarte repede. Să vă las să descoperiți mai în detaliu cartea asta, nu o să vă zic mare lucru despre ea. Să trecem la cea de-a doua carte și anume o să vorbesc despre Societatea Paliativă, așa? Scrisă de, imediat cum am și străduit, Han Byung-chul. Cartea vorbește despre fuga noastră de durere. Fuga noastră constantă de durere. Cu notițele, că nu rețin chestii. În principiu, cartea vorbește și atinge foarte multe subiecte. Au. De la teme politice, la implementarea consumerismului, de la ce înseamnă să faci un produs atractiv, ce înseamnă să vinzi un produs, despre... Ce faci tu acolo, tu? Nu, hai aici! Despre falsa senzație de securitate pe care o oferă societatea în care trăim, datorită creșterii presiunii pe sistemul medical, adică puse pe sistemul medical, asupra, nu știu, medicalizării și farmacologizării și, într-adevăr, ne așteptăm ca durerea să dispară în mare parte, ne desensibilizăm la ea. Hei, uite aici, am un snacks pentru tine. Vrei snacks? Atunci trebuie să fii decentă. No, poftim. Ia snacks-ul. Aici este.
cum zicea și autorul, am pierdut complet arta de a răbda durerea. Vorbește foarte mult despre dozajele de antidepresive, despre cât de mult apelează lumea la antidepresive comparativ cu acum 50, respectiv 100 de ani. Nu e o carte statistică, nu e o carte tehnică, din contră e o carte foarte volatilă, așa, pentru o carte de filozofie, cred, sau eseu, eseistică. Da, vorbește foarte mult despre, nu știu, falsele idei și informații pe care le deținem în prezent legate de durere și nu numai. De exemplu, a avut la un moment dat autorul o remarcă asupra falsei impresii de siguranță în societatea noastră și oferită de societatea noastră datorită că asocia creșterea capitalului cu scăderea mortalității și anume cu cât ai mai mult capital, cu atât ai impresia că moartea e mai departe de tine, ceea ce clar este un concept fals, pentru că na, sunt într-adevăr o grămadă de aspecte pe care nu le putem controla în viață. Mi-a plăcut foarte mult cartea. Aș numi o carte, carte e greu să o numesc, e mai mult o broșură, se citește foarte, foarte ușor, repede, e o lectură foarte faină. Și cam atât despre ea. Și ultima carte, cea de poezie, este vorba despre cartea Crisalidă, Madalina Căuneac. Și fata asta scrie, Doamne, așa cu o fragilitate, dar în același timp cu o forță și cu o... nici nu știu cum să o descriu exact. M-a impresionat. Mi se pare că nici nu se străduiește cumva să fie vulnerabilă în cartea asta. Mi se pare că pur și simplu este. Și mi se pare că are poveste în fiecare poezie, o emoție pe care încearcă să o transmită. N-o să vă zic mai multe despre cartea asta, despre volumul acesta, de fapt, de poezie. O să vă zic doar atât că m-a cucerit de la acest poem, de fapt. Și zice că n-am vindecat niciodată pe nimeni și atâta timp cât m-am visat tămăduitoare, nu m-a iubit nimeni. Și cu asta eu vă super mulțumesc pentru atenție. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă putem să facem ceva și pentru acest suflet zbuciumat de lângă mine. Puteți cumva să îi share-uiți povestea. O să vă las linkurile mai jos legate de adopția ei și cum puteți ajunge la ea, cât și numerele de contact. Eu vă mulțumesc super, super mult pentru atenția de pe canalul acesta cu care încep să mă obișnuiesc fără să o consider o presiune foarte mare. Cam atât pe azi. Și ne vedem în următoarea poveste de aici, de pe YouTube. Vă pupăcesc, vă îmbrățișez.